Hristos a înviat și bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Pixelul Albastru, emisiune de revista presei, în care analizăm știrile de peste zi, atât din cele locale, cât și din cele naționale. Din cele locale este o știre pe bitv.info, apărută ca o dezmințire la altă știre apărută la un alt post de televiziune din orașul nostru. Campanie bazată pe dezinformare și minciuni. Iată proiectul de renovare a Palatului Cantacuzino și încercăm pe site-ul nostru, pe bitv.info, să arătăm proiectul prin care mulți au spus nu există așa ceva, adică ceilalți ziariști au spus că nu există niciun proiect pentru Palatul Cantacuzino. Există proiect pentru reabilitarea Palatului Cantacuzino. Și îl avem aici. Este pus pe site-ul nostru și spune așa, uite, avem câteva idei, pentru că ei n-au găsit, așa au spus. Nu știu dacă l-au căutat vreodată, de nu l-au găsit. Știi, când nu vrei să găsești ceva, nu găsești. Nu cauți și nu găsești. Proiect de specialitate, proiectant de specialitate, atelier de proiectare Vișan SRL, beneficiar Primăria Pașcani, proiect reabilitarea, conservarea și revitalizarea Palatului Cantacuzino Pașcani și a teretului aferent. Memorii de arhitectură, 1, detalii generale. Ia, să vedem, ia să vedem. Amplasamentul, descrie unde este amplasamentul. Ansamblu de clădiri aparținând Palatului Cantacuzino este situat în partea de sud-est, la zonei centrale a municipiului Pașcani, într-o zonă de parc ce se dezvoltă de-a lungul cornișei, ce mărginește zona centrală spre nord-est. Este descris frumos. Da? Stați, că mai sunt. În lucrarea curții întărite târzii, Teodor Rada menționează despre ansamblul Pașcani că, da, și aici, mai bine de 150 de ani, și face un scurt istoric. După aceea, evoluția istorică, are primii proprietari ai moșiei, descrie despre familiile care au ținut acel loc. Ia să vedem, ce mai spune? Că spune la un moment dat și despre degradări, cum au fost în timp, finisaje interioare, tâmplărie, componente metalice, învelitoare, amenajări exterioare, degradările la structura de rezistență și spune, la corpul C1, la fațade, visuri verticale în dreptul golurilor de la ferestre, infiltrații de apă în pereți, fisuri verticale între porticuri și... Astea toate fac parte dintr-un proiect. Eu nu citesc așa acum decât din proiect. Deci, cine vrea să caute un proiect, îl găsește. Dacă vrei să spui... Nu există așa ceva. Nici nu-l cauți. A, și spui după aceea că nu. A, nu, dar nu, că nu s-a dat, că nu... Sau poate nu știu cum arată proiect. Sau ce e proiect. Mă mir. Soluții constructive de finisaj. Wow, sunt sute de pagini. Uite, până jos. Dau. Dragii mei, dacă vă uitați și este dat cumva imaginea de pe calculatorul meu pe televizor, sute, uitați-vă, și elemente de acum de desen, sute de planșe, încă, noi mai încărcăm, pentru că nu l-am apucat să le punem pe toate, dragii mei, să vedeți proiectul pentru Palatul Cantacuzino. Ia, uite, planșe, cu de toate. Ei, cam, dacă vrei să spui că nu-i, nici nu cauți. Știți, prin anii 90, se vorbea la un moment dat, 93 mai precis, că mi-am și notat undeva, se vorbea în Parlament de corupție. Și a venit un deputat și vorbea la un moment dat și spunea, dragii mei, cum noi suntem țara care am, la Revoluție știți că au tras în noi niște teroriști. Așa era o legendă. Vin teroriștii și ne împușcă. Nu s-au găsit niciun terorist. Cei care au împușcat știu ei cine, cum, ce fel, dosarele Revoluției vor spune. Dar omul ăla fiind mai aproape de adevăr, erau 2-3 ani de zile de atunci, și spunea, dom'le, am avut terorist fără teroriști și acum avem corupție fără corupție. Și vorbeau de dimineață și era prânzul deja spre după amiază. Vorbeau de 6 ore, cred că vorbeau la televizor, la radio, despre corupție. Și s-a încheiat toată discuția despre corupție
cu un deputat de la Unguri, știți? A vorbit așa frumos și a spus, domnule, la noi în Ardeal sunt casele, au o cameră de curățenie, frumoasă, așa, cu paturi, cu zestre. Și nevasta îl ia pe Gheorghe, care e venit de la muncă, de la coasă, și îl duce în camera de curat și spune pe acolo, Gheorghe, ascunzându-se după pierne, Gheorghe, știi, pun pareu că nu mă găsești? La care Gheorghe supărat spune, da, pun pareu că nici nu te caut. Asta este corupția noastră, face deputatul la Ungur de atunci. Nici nu caută nimeni și nici nu este dacă nu o caută. Ei, după 20 de ani, văd că dacă vrei să cauți ceva, spui că nu este. Nu este proiect pentru cutare, dar nici nu-l cauți. Pentru că dacă îl cauți, sunt sute de planșe de descărcat. Îți încarci serverul, îți încarci calculatorul cu sute de planșe. Și aici vorbi despre un proiect. Dar dacă vrei să spui că nu-i, pentru pașcani, eu nu mă uit cine, cum, ce fel, dacă e de la ăia, dacă e de la ăia, la alții. Dar nici, domne, să spui, băi, nu, nu există așa ceva. Și o ții langa cu nu există. Dar nici nu te-ai dus să vezi. Păi o hârtie, dacă este pusă acolo, o citesc și îndungă. Să văd ce spune hârtia aia. E începutul la un proiect. Nu e începutul la un proiect. E prima pagină, e coperta. Vreau să văd despre ce e vorba. Imediat spui nu. Și spui și publici că e nu. Și încolo dai de lucru la alții, ca să arate alții că este de fapt un proiect. Și este, cu sute de pagini, cu desene, cu de toate, cu tot ce trebuie să fie. Și încă se mai derulează. Se mai derulează în continuare pentru atragerea de fonduri și pentru toate. Dar să spui că nu-i, ce scop? Cu ce scop să ieși și să spui, da, nu, nu-i. Da, ai fost, cred că am fost, altul mi-a zis că nu-i. Verificarea asta așa din două, trei direcții, oare nu funcționează? Ca să vezi că, ce ți-a spus unul, gata, o iei de bună. Verifici. Nu mai funcționează. Of, dragii mei, ce să facem noi cu jurnalismul ăsta făcut pe genunchi câteodată de unii? Pe bitv.info, Dana Ursuleasa scrie despre Crina, șefă de promoție de la Busuioc, vrea să devină asistentă medicală. Uitați-o pe fata, în sfârșit, și ceu Busuioc a făcut cursul festiv. Șefa de promoție care vrea să fie asistentă medicală, am încheiat cu toate școlile, cu toate liceele din oraș, cu cursurile festive. Șefa de promoție care vrea să fie asistentă medicală este vorba despre Crina Bucur, care a reușit ca în cei 4 ani de liceu să obțină media 9,65 și să fie cea mai bună din colectivul școlii. Chiar dacă a terminat profilul operator tehnică de calcul, tânăra dintr-un sat din comuna Cuza vrea să ajute oamenii prin meseria pe care și-a ales-o. Sărbătoarele liceul Busuioc, astăzi a avut loc festivitatea de absolvire a adolescenților care au terminat liceul. Cu această ocazie a fost premiat și cel mai bun elev. Este vorba despre Crina Bucur, în vârstă de 18 ani, din satul Cogălniceni, din comuna Alexandru Ioan Cuza. Ea a fost chemată pe scenă de directorul școlii, profesor Elena Panțăru, moment în care a primit diploma, medalie și un buchet de flori. Câteva minute, toți cei prezenți în sală au aplaudat-o și au felicitat-o. Deși a terminat cu media 9,65, Crina vrea să urmeze cursurile unei post-liceale sanitare pentru a profesa meseria de asistent medical într-un spital cât mai aproape de casă. Pentru acest titlu a muncit mult, a învățat la fel de mult, însă spune că a știut să profite și de momentele de distracție. Bun. În sfârșit, s-au terminat toate cursurile festive. Acum începe, la momentul ăsta, cred că este început, sau începe banchetul de la Sadovea. Iacă tinerii noștri din Pașcani și din zonele de lângă și din Târgu Frumos și de peste tot au terminat liceul și au terminat cursurile festive, se pregătesc de bacalaureat, acum petrec o parte dintre ei la banchetul de finalizare de liceu. Am fost și eu când tineretul ăsta așa
nu se gândește la ce îi așteaptă pe viitor, crede că toată lumea e frumoasă și roz, e foarte bine să și-o facă frumoasă și roz, este bine să muncească și să învețe pentru acest lucru. Este bine că îmi place de domnișoara asta, Crina, pentru că deja și-a făcut o idee ce vrea să facă. Deja este focusată pe o meserie și asta înseamnă că a fost conștiincioasă în ceea ce a vrut să facă. Este bine, pentru că puțini copii îi vezi că știu ce vor să facă după ce termină sau când sunt aproape de a termina. În general, răspund la întrebarea, nu știu, am să văd mai încolo, nu știu, să văd să iau bacalaureatul acum, sau unii spun că nu vor să-l dea. Nu vedem în tineretul nostru așa o direcție în care ar vrea să intre. Pentru că nici nu li s-a format o mentalitate așa. Viața, viitorul programat, asta se face educat. În momentul în care, da, educat nu numai de la școală. Că degeaba la școală spune profesorul, domnule, tu fă-te medic. Nu se face nimeni medic. Sau tu fă-te inginer, constructor. N-ascultă nimeni. Fiecare își face viitorul cum îl dorește. Principalul ca tinerii să își poată pune principalul este ca tinerii să-și pună problema ce vor să fie. După ce își pun problema ce vor să fie, este bine să conștientizeze ce vor să fie și deja să-și formeze acel viitor ca și cum ar fi acum. Și colaborarea dintre părinți și școală este bine să fie strânsă pentru a ajuta tânărul să se integreze și să vadă unde este viitorul său. Bineînțeles, de-a lungul vieții, șansele de a profesa în domeniul în care ai spus la sfârșit de liceu că vei profesa, cu șansele de a continua acel lucru până la pensie, eventual dacă vom mai lua pensie, știu eu, poate se schimbă viitorul, cum, nu știm cum vor fi pensionările peste 20-30 de ani, peste 50 de ani mai puțin. Tinerii n-au de unde să știe ce așteaptă în viață. Văd la părinți, văd la profesori, văd la mediul din jur, au visurile lor, cât de realizabile sunt, asta nici ei nu știu. Nici noi părinții nu știm câteodată cum vom putea. Este bine să-i întrebăm. Să-i întrebăm și să încercăm să-i aducem cu picioarele pe pământ, spunem noi. Dar nu este bine să le impunem un drum deja creat de noi, pentru că ei au viața înainte și viitorul care este deschis lor poate închis nouă. Pentru că noi am văzut viața într-un fel, sunt meserii care se mai fac, sunt meserii care nu se mai fac. O linie de viitor o are un tânăr acum plecat de pe băncile școlii, altă linie de viitor am avut-o noi la momentul când am plecat de pe băncile școlii. Totuși, cel mai important lucru este să le creăm drumul cum trebuie să se descurce în viață. Cum trebuie să-și proiecteze ei singuri viitorul și cum trebuie să lucreze pentru acest viitor. Conștiinciozitatea, perseverența, munca asiduă, astea trebuie să fie clar definite niște modele de viitor în care ancorele pe care ei să se susțină. Știți că am proverbul ăla, ea și-ți construiește casa pe, nu pe nisip, pe loc tare, pentru a putea să fie durabilă. Bun. Altă știre de pe btv.info, Ziua Eroilor va fi pe 9 iunie și va avea statut de sărbătoare națională. Ziua Eroilor va fi marcată pe 9 iunie și va avea statut de sărbătoare națională, anunță vineri guvernul. Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a stabilit și programul evenimentelor prilejuite de această zi. În spiritul tradiției europene, în România, Ziua Eroilor s-a convenit prin
lege statutul de sărbătoare națională a poporului român și s-a stabilit a fi sărbătorită în cea de-a 40-a zi de la Sfintele Paște, ziua înălțării, potrivit tradiției românești, normal. Se arată într-un comunicat al executivului. Programul manifestărilor cuprinde măsuri administrativ-organizatorice, manifestări comemorative în capitală, în țară și pe plan extern, însă această zi nu are statut de zi liberă pentru angajați. Ministerul Apărării Naționale, prin unitățile de învățământ, cercurile, bibliotecile militare, va organiza simpozioane, întâlniri cu istorici, veterani de război, comemorări la cimitire, mauzolee și monumente comemorative de război, expoziții de carte. Ministerul Educației Naționale are în vedere desfășurarea în instituțiile de învățământ a unor programe dedicate acestei zile, întâlniri cu veterani de război, spectacole omagiale. Ministerul Afacerilor Externe va organiza prin intermediul reprezentanților diplomatice românești sau oficiilor consulare activități specifice pentru cinstirea memoriei și comemorarea eroilor români căzuți și înhumați pe teritoriul altor state. Autoritățile administrative publice locale vor organiza și alte expoziții și programe școlare. Este bine că s-a dat o cinste deosebită acestei zile și nu neapărat prin liber, vedeți că aș fi specificat, angajații nu vor avea statutul de zi liberă pentru angajați, ci va fi zi de sărbătoare națională cu măsurile pe care care se impun de la Ministerul Apărării, pentru că este ziua eroilor, prin metodele specifice de la acel minister, de la Ministerul Educației Naționale, prin tineret, lecții deosebite, întâlniri cu veterani de război și tot ceea ce este necesar pentru a cultiva în interiorul tinerilor, în sufletul lor, dragostea aceasta de trecutul strămoșesc și să cunoască trecutul strămoșesc și eroii care s-au jertfit pentru ca noi să putem astăzi vorbi românește și să fim liberi. Uite, să avem alegeri peste câteva zile. Sărbătoare. Și bineînțeles să poată să se manifeste prin Ministerul de Externe și în alte zone unde românii noștri și-au dat sufletul pentru eliberarea și a celor țări. Da, e bine. Ziua Eroilor va fi pe 9 iunie și va avea statut de sărbătoare națională și bineînțeles acum va fi pe 9 iunie, dar va fi întotdeauna de înălțare. Eroii noștri s-au înălțat cu sufletul la cer în momentul când și-au dat jertfa supremă pentru libertate, pentru popor, pentru națiune, pentru țară, pentru noi. Mă întreb de multe ori, câți dintre noi astăzi mai putem fi și ne mai putem jertfi pentru libertatea acestui popor, în caz de restriște. Mai sunt? Nici nu trebuie să vedem neapărat sânge în fața ochilor pentru a putea să ne dăm seama că trăim liberi. Nu trebuie să fim puși la încercare prin libertăți, prin luarea libertăților. Dragii mei, cu aceste trei știri aș vrea să iau o puțină pauză de publicitate și să continuăm cu altele după pauza de publicitate. Publicitate, te rog. Fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit.
Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Dragi părinți, anul acesta, de Ziua Internațională a Copilului, Ioana, supermarketul copiilor, vă face ziua mai frumoasă și dă tonul distracției în zilele de 31 mai și 1 iunie cu super reduceri. Vino la magazinul Ioana din Pașcani în zilele de 31 mai și 1 iunie pentru a beneficia de 20% reducere la toată gama de încălțăminte și îmbrăcăminte pentru copii și de până la 50% la toate jocurile și jucăriile din magazin. La mulți ani copii și multă bucurie în suflet! Vă așteptăm la Ioana, supermarketul copiilor! Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii, reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Apa Vital. Grijă de apă, grijă de oraș. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. O știre de pe BTV.info spune că notarii reduc cu 50% onorariile. Este preluată această știre. Notarii reduc cu 50% onorariile pentru cei care își dau casa în plată. Decizia a fost anunțată de inițiatorul legii dării în plată, Daniel Zamfir. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor a stabilit că valoarea la care se calculează impozitul pe venit în cazul dării în plată este cea a debitului. Inițiatorul legii dării în plată, Daniel Zamfir, a anunțat că în urma discuțiilor de săptămâna trecută de la sediul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, Consiliul Uniunii a decis astăzi să reducă cu 50% onorariile pe care le vor percepe la darea în plată. Aceasta în condițiile în care sunt privați, iar săptămâna trecută deciseseră deja ca taxa pentru notificare să fie de 100 de lei. Ce să ne facem însă cu guvernul tehnocrat pentru care oamenii necăjiți sunt cantitate neglijabilă și nu merită ordonanță de urgență, a spus deputatul Zamfir. Este vorba despre hățișul ăsta legislativ prin care se încearcă să se pună piedici la o lege bună. O lege prin care se reușește ieșirea din sclavie, cum am putea o spune. În momentul în care omul, pe baza salariilor pe care le-a avut, pe baza veniturilor pe care le-a avut, și-a făcut un împrumut pentru a lua o casă, un apartament. Era prima casă, nu? În momentul în care nu a mai reușit după ani de zile de plată, să ajungă la zi, fiindu-i la un moment dat micșorate veniturile, nu datorită lui, ci datorită situației internaționale, situației interne, situației economiei, situații de care nu depindea de el. A ajuns la un moment dat dator la bancă. În momentul în care nu mai poți plăti, ți se ia gajul. Gajul care era? Apartamentul pe care l-ai luat spre cumpărare.
Când îți ia casa și o pierzi, tu rămâi și la bancă dator, cu toate dobânzile, indiferent cât ai plătit înainte. Indiferent că ai plătit înainte un avans, indiferent că ai plătit după aceea ani de zile de rate în care întâi s-au luat dobânzile și apoi, cam așa se dau împrumuturile la bănci și se calculează. În prima jumătate de timp, din toată durata de 30 de ani să spunem, în primii 15 ani, întâi banca și-a dobânzile. Pentru creditul pe care ți l-a dat. Întâi ieșea dobânzile. Și după aceea urmezi tu să plătești următorii 15 ani, să plătești de fapt ceea ce ai luat. Tu dacă te-ai întrerupt în primii 10 ani, tu de fapt ai plătit la bancă dobânzile. Valoarea creditului, marea majoritatea lui a rămas de plătit. Dar tu de fapt, ce se întâmplă? Ai luat și un credit scump. Asta nu se pune în calcul. Ai luat un credit pentru un apartament deja construit în ani, mulți ani în urmă, prin anii 70-80, până în anii 90. Deci în anii apartamentele în general s-au cumpărat acele construite pe vremea comunismului. Deci bani în economie pentru a fluidiza activități de construcții nu au fost dați. Nu putem spune că acești bani la un moment dat, dacă omul nu-i mai poate plăti și își dă casa gajul și-l dă băncii și vrea să scape de datorie, domnule, a întrerupt un circuit economic prin care, de fapt, o firmă constructoare nu mai primește ceva. Nu. Pentru că firma constructoare și-a primit hăt-hăt în anii 70-80 banii de pe sistemul acela. Dacă ar fi fost legea asta prima casă coroborată cu legea dării în plată acum, pentru apartamente construite acum, aș spune, domnule, nu-i corect pentru cei care au construit apartamentul și nu mai pot să dea banii. Sau pentru băncile care, uite, vezi, au fost legate într-un lanț economic cu firmele de construcții și, uite, s-au desfășurat proiecte, tot vorbeam de proiecte în prima parte, și uite, acum omul nu mai plătește, dar rămâne cu casa sau ceva în genul ăsta. Nu este așa. Prețurile la apartamentele vechi, construite de zeci de ani în urmă, au fost speculative. Au fost mărite artificial. În perioada când s-au cumpărat ele, în 2005, 2006, 2009, 2010, apartamente vechi construite cu o generație în urmă și un preț artificial. Banii din bancă s-au dat oamenilor pentru a putea să-și cumpere acele apartamente. După acea perioadă a venit o perioadă de austeritate în care oamenii n-au mai realizat veniturile acelea pe care le-au prognozat că le vor avea 30 de ani. Au intrat în colaps, au intrat în incapacitate de plată. Băncile, după ce au luat avansurile, pentru un preț speculativ de pe piață, după ce au luat ani de zile de dobânzi, nu putem să spunem că intră în faliment. Banii au luat la un moment dat și mai mult decât valorează actualmente pe piață acel apartament. Ce înseamnă să rămâi și fără casă, să plătești 10-15 ani înainte cu un avans economiile tale, de-aia spun 10-15 ani, poate că n-ai plătit 10-15 ani, dar ai avut și un avans înainte dat la bancă, care a reprezentat un timp în care tu ai economisit niște bani, un timp pe care tu l-ai prins din viața ta și ai strâns niște bani. Dacă nu i-ai strâns, tu i-au strâns părinții tăi. Cineva ți-a dat acel avans. Și după aceea să mai plătești încă 20 de ani și să nu mai ai nimic. Asta e sclavie. Așa se face sclavia. O lege
a dării în plată, este legea care rupe ranța acestei sclăviei. Stai că, de fapt, noi nu putem să dăm în plată pentru că valoarea impozabilă a apartamentului care deja era când era și încep niște giumbușlucuri legislative. Wow! Păi fă, domnule, legile mai clare ca omul să poată scăpa de lanț. Fă legile mai clare. Și notarele duc cu 50% onorarele, mi se pare, iarăși, o verigă din lanțul ăla a sclaviei că se rupe. Și este de bun augur. Îmi pare rău că atât de greu se iese din sclavie. Este o sclavie economică la care am fost supuși, la care încă mai suntem supuși. Totuși, atât de greu și atât de greu ieșim din ea. Încă o știre pe care merită să o citesc. Cătălina Filote, pe btv.info, amendă dacă tai un nuc. Și hai să citesc, știrea nu este lungă, hai să o citesc aproape. Toată. Atenție dacă veți să tăiați un pom. Anumite specii sunt protejate prin lege și pot fi tăiate doar după ce s-a obținut în prealabil o autorizație de la autoritățile locale, chiar dacă pomul este în curte. În caz contrar, amenzile ajung chiar la 10.000 de lei. Nucul este o specie de pom protejată de lege în momentul de față. Astfel, persoanele fizice sau juridice care au nuci pe proprietate și vor să-i taie, sunt obligate să ceară autorizație pentru obținerea căreia trebuie îndeplinite anumite condiții. Conform articolului 17 din legea 348/2003, cultura nucului din categoria pom răzleț este supusă unor prevederi speciale, iar defrișarea, chiar și a unui pom, se face pe baza unei autorizații și de anumite condiții, cum ar fi pomii sunt îmbătrâniți, prezintă ramuri uscate în proporții de 60% din coroană, sunt amplasați într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes național sau interes local, dar chiar dacă se află pe marginea drumurilor naționale și pun în pericol circulația rutieră. Amenzile pentru nerespectarea acestor prevederi sunt prevăzute în actul normativ. Valoarea acestor sancțiuni este cuprinsă între 5.000 și poate ajunge la 10.000 de lei. Am citit tot articolul ca să puteți să înțelegeți că nucul este o specie protejată de lege în momentul de față și chiar dacă se află în curtea dumneavoastră, trebuie să aveți un permis, o autorizație obținută de la autoritatea locală, dacă aveți voie să-l tăiați sau nu. Mă gândesc la copaci ăștia care au pădurile, care au împădurit munții noștri. Ce autorizație au mai obținut de au rămas acești munți rași, bărbieriți de păduri? Acei care au bărbierii pădurile de pe munții noștri au obținut toate autorizațiile necesare de peste tot? Nu spun acum, este bine să avem arbori protejați de lege, cum să nu? Este foarte bine pentru materialul lor lemnos, pentru aerul pe care îl împrospătează în atmosferă, pentru valoarea lor, atât economică cât și organică. Dar atâtea păduri defrișate în 26 de ani, cine au dat autorizații vreodată, dacă și le-au luat cineva vreodată? Știți, mi-a plăcut, era un desen, un om urca la deal cu o roabă în care era un pom, se ducea să-l planteze și jos cobora un camion plin, o țapină din aia plină de bușteni. Cam asta e ritmul în care în țara noastră se fac lucrurile. Picătură cu picătură urcăm la deal și economic mă refer. Și dacă vorbim și de legea împotriva sclaviei și de toate, sclaviei economice și chiar legea dării în plată și toate. Greu și picătură cu picătură se fac câteva lucruri, pe partea elaltă se rade. Ne vom dezvolta greu așa. Picătură cu picătură ne vom dezvolta greu. Mai ales dacă nu terminăm cu consumurile excesive și cu jaful. Dragii mei,
aș mai fi vrut să vorbesc despre Gala Bute, sau aș mai fi vrut să vorbesc și despre Lucian Bute, depistat după meciul cu Badu, dar știți, este bine acum, dacă ești sportiv, să obții toate performanțele nefolosind medicamente sau alte tipuri de steroizi sau asemănătoare cu steroizi, pentru că ți se duce toată cariera de râp. După ce că muncești o viață, te duci, cheltui energie, lupți pe bune, iei pumni în față, îți distrugi tot organismul. Vrei să obții rezultate, trage din tine. Altă metodă naturală nu există. Trage din tine. Așa că ai luat o amfetamină, un medicament mai care să-ți crească un pic capacitatea, nu este bine. Lasă corpul să se dezvolte la ligamente așa cum s-a dezvoltat. Și așa îl supra-soliciți. Încheieturi, leziuni, și așa sunt. Lasă-le să se dezvolte forțat, dar natural. Pentru că, uite, poate să iau o mică sticluță, proba A, proba B, să vedem și dacă proba B spune același lucru și să-ți riște toată cariera. Era vorba și despre, la un moment dat, o tenismenă, nu de la noi din România, o tenismenă din Rusia, am impresia, că foloseau la un moment dat niște medicamente care s-au asemănat cu analgezicele. Dragii mei, multă înțelepciune ne trebuie, multă înțelepciune, și pentru asta, căutând înțelepciunea, să o căutăm cu pace. Este weekend, un weekend frumos vă doresc, o seară frumoasă și la revedere!